Liga 4-a fotbalistică are programată mâine cu începere de la orele 15 pentru seniori, etapa cu numărul 22, finalul campionatului prefigurându-se deja, pentru că după meciurile de mâine vor mai fi de disputat doar 4 etape. Finalul lunii, mai precis sâmbătă 28 mai, are programată ultima etapă, dar până atunci mai pot surveni modificări în clasament. Iată întâlnirile planificate pentru mâine. Cu 5 etape înaintea finalului de campionat, Dunărea Giurgiu rămâne lider cu 57 de puncte, rezistând pe această poziție încă din tur. Arsenal Malu rămâne în urmărirea liderului, la doar 2 puncte diferență, așteptând cea mai mică greșeală a Dunării pentru a-i ataca supremația. Pe următoarea poziție se află de ceva vreme CS Unirea Izvoarele, care încheie plutonul primelor 3 din top cu 52 de puncte.